Salut! Bine ai venit pe canalul meu! În început, vreau să-ți urez clasicul Crăciun fericit alături de cei dragi. În continuare, vei afla legenda lui Moș Crăciun, moșul pe care îl așteptăm cu drag în această seară de 24 decembrie. Să începem! Legenda spune că Moș Crăciun este un bărbat foarte bătrân, care trăiește împreună cu soția sa la Polul Nord. Este atât de bătrân încât nimeni nu-și amintește să-l fi văzut în perioada în care era încă tânăr. Totuși, pentru cei care s-au întrebat despre vârsta lui, se spune că Moș Crăciun a apărut încă din secolul I, iar acest moment al venirii moșului se sărbătorește diferit în funcție de zonă și țară. Prima dată, Moș Crăciun a apărut desenat într-o costumație roșie în anul 1860. Imaginea era una alb-negru prezentându-l pe Moș Crăciun fumând dintr-o pipă în timp ce ținea în mână o păpușă și un căluț de lemn. De-a lungul timpului, înfățișarea lui Moș Crăciun s-a tot schimbat, dar imaginea definitivă a noului moș a devenit cunoscută odată cu reclama creată pentru campania Coca-Cola în anul 1931. Astfel, moșul este prezentat ca fiind îmbrăcat într-un costum de culoare roșie cu blăniță albă pe margini, cisme negre și o căciulă roșie pufoasă. Este grăsuț și are barbă lungă și albă. Se spune că tot timpul anului, Moș Crăciun construiește jucării pentru cei cu minți, ajutat fiind de spiriduși. La Polul Nord, el primește scrisorile oamenilor din toată lumea, cu ceea ce își doresc să găsească sub bradul de Crăciun. În ajunul Crăciunului, moșul își încarcă Sania cu daruri și pleacă să le ducă celor cu minți. Sania zboară trasă de cei nouă regi și se oprește la casa fiecărui om. Totodată, se spune că Moș Crăciun vorbește mai mult de 2700 de limbi, inclusiv limbajul secret al spiridușilor. Legenda spune că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile nașterii, l-a rugat pe Moș ajuns să-i găzduiască. Deoarece era sărac, el a refuzat-o, dar a trimis-o la fratele lui mai mic și mai bogat, Moș Crăciun. Ajuns la casa lui Crăciun, Maica Domnului o găsește acasă pe soția acestuia și cere acestuia de post. Crăciuneasa, soția lui Crăciun, era o femeie bună, însă, știindu-și soțul rău și necredincios, îi găzduiește în grajdul vitelor. Apoi, fără să-i spună soțului ei, Crăciuneasa o ajută pe Maica Domnului să-l nască pe pruncul Iisus. Aflând cele întâmplate, Crăciun, înfuriat, își pedepsește soția, tăiându-i mâinile. Maica Domnului, printr-o minune, o vindecă, lipindu-i mâinile la loc Crăciunesei. Moș Crăciun, văzând aceasta, se căiește și îi cere iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creștin. Se spune că s-a căit atât de mult încât a doua zi și-a împărțit întreaga avere copiilor săraci. De atunci, Moș Crăciun aduce copiilor daruri în noaptea de ajun. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă butonul de like. Nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip.